V-am spus că sunt de la Lap, din județul Prahova, și eu sunt cântăresc la o biserică. Da. Așa. Și mi-a venit dorința așa să merg la mănăstire. Și am venit să vă întreb pe preacuvioșia voastră, adică cum ar fi mai bine, unde se poate mântui omul mai bine, în mănăstire sau în lume? Da. Bună întrebare ai pus. Mântuirea este și în lume, și în mănăstire. Dar viața de mănăstire e mai înaltă și mai sfântă că duceți o păzăstă. Da. Și e mai bună decât căsătoria. Da. Asta nu o spun eu. Este învață marele apostol Pavel. Bine este tânului să-n soare. Dar mai bine să rămâi așa. Când a dus mai bine, arăta că e mult mai bine viața de feciorie, de curățenie până la moarte. Da. Ascultare și supunere. Însă la călugărie nu pot să cuprindă tot cuvântul acesta, cum a spus Evanghelia. Da. Și numai la cei care le este dat. Da. Dacă vezi în inima ta o chemare către mănăstire, adică te trai inima să vii, să vii. Dar să vii cu hotărârea așa asta, ca să realizeze pentru dragostea lui Iisus Hristos. Da. Călugăria asta în trei voturi. E votul ascultării, necondiționat, până la mă. Votul sărășiei de bună voie, să n-ai averi, nu dă voie să ai a tău, că eu pun gomazul și o biserică mână. Da. Și al treilea e votul feșoriei. De viața feșoriei până la moarte, sau care a fost căsătorit, că vrea și de naștere. Da. Votul curățenie de aici înainte să ducă viață curată până la moarte. Și calea călugăriei este calea de săvârșire. Auzi, spune Mântuitorul, eu am venit ca viață să aibă și mai mult să aibă. Calea mântuirii pentru toți, oriunde ar fi, dacă să se desfacă voia lui Dumnezeu, și în lume. Și... Iar calea de săvârșire e celor care voiesc să urmeze cu totul lui Hristos. Ai văzut tânărul acela bogat? Că au cătat Mântuitorul la el și l-a iubit pe el, că era Dumnezeu și vedea în inima și el. Doamne, ce să fac ca să mă mântuiesc? Mântuitorul l-a întrebat, știi poruncile? Doar auză, dă-te două la biserică. Să nu fie desprenat, să nu fie mărturie mincinoasă, ce este certificată, să nu fugi, să nu cuta. Și toate acestea le-am păzut din tinerii tot de el. Da. Ce mai trebuie, Mântuitorul a spus, dacă vrei să fii desăvârșit, adică mai mult decât mântuirea, da. Vinde toate averile tale, dă-le la săraci și ia crucea lui Hristos și urmează. A luat crucea în seama te pregăti cu sufletul, să rămâi toate pentru dragostea lui Iisus Hristos, pentru împărăția și deci, mai înaltă călugăria, dar să ceri o voință mai tare omului. Da. O lepădare de lume mai mare. Că Mântuitorul a spus, cine iubește pe tată, sau pe mamă, sau sor, sau frate, sau prieteni, sau hordi, sau case, sau moșii, mai mult decât pe mine, nu poate să fie ucenic ca mine. Și tot ceea ce va lăsa pe tată, sau mamă, sau soră, sau frate, celelalte pentru mine însuțit va lua și viața veșnică va mori. Deci nu spun eu, spun eu Hristos. Da. Că care așa ta călugărie este adesea vârșit. Da, nu e greu, e foarte frumoasă. Dar trebuie să fie în inima lui omul hotărât? Nu. Ca norul cel fără de apă purtat de vânt, cum zice apostolul Iacob. Da. Că m-aș duce la mănăstire, că nu m-aș duce. Bă! De m-a tăie, de m-a spânzura în fiecare zi, de m-a rătâne în fiecare zi, m-am dus, am terminat cu lumea, da. Cu cele din lume. Vreau să fiu al lui Iisus Hristos care a răbdat pe noi până la moarte și moarte de cruce. Dacă vezi în inima ta o hotărâre ca asta, vină. Dacă nu, nu vine. Că nu zic eu că nu-i mântuirea și în lume, că de tot pune. Și în stâte este nunta și patul ne spune ca Hristos pe amândouă le-a blagoslovit. Și nunta e una din cele șapte taine, dar nunta are crucea, e mai grea decât călugăria. Că ca și care sunt soarele de acum
Trebuie să trăiască în Duhul lumii, să facă câte răutăți în lume? Păi nu, că tot în fondul iadului se duc. Dacă s-a căsătorit, mai întâi așa și s-a căsătorit, să știu o femeie și un singur Dumnezeu. Al doilea, să păstrească toate posturile de pe teama și mercurea, că vine la șelunea. Să margă la biserică regulat, să se mărturisească de 4 ori pe an, să împărtășească dacă îi dă voie duhovnic, să facă milostenie, să crească copiii în frica și iertarea Domnului, să păzească curățenia cu soția, lunea pentru îngerii păzitori, mercurea și vinerea pentru preasfintele și înfricoșatele patimi ale Domnului Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, sâmbăta pentru cinstea Maicii Domnului și pomenirea răpostaților noștri, iar duminica pentru preaslăvită învierea lui Iisus Hristos. Chiar dacă se căsătorește, ei iau lege și porunca pravilă, numai 2 zile pe an, 2 zile pe săptămână să fie împreună, bară, soțul cu toții, masă de joia. Dacă nu-i post și dacă nu-i o zi mare, pentru că nunta are 11 reguli canonice, nunta creștină, adevărată, ortodoxă, și cine nu le respectă, nu se mântuiește. Și ea, ca fiindcă m-ai pus întrebare, îți voi spune întâi de nuntă. S-am spus întâi de călugărie, are cele 3 voturi. Sfaturi evanghelice, ascultarea, sărășia și fecioria. Căsătoria are 11 reguli canonice. Călugăria e mai înaltă decât căsătoria. Ca orice spune Apostolul Pavel, cel așa-și mărită fata sa, bine face, zice, nu? Cel și ne-a mărit, mai bine face. Și-a măritat de grijăște de ale lumii, cum se placă bărbatul. Iar și-a nemăritat de grijăște de ale Dumnezeu, cum să fie sfântă cu trupul și cu sufletul. Ai auzit că așa nemăritată vrea să fie sfântă cu trupul și cu sufletul? Să placă numai milul eu, ceresc al lui Iisus Hristos din ceruri, să fie mireasa lui Hristos în veci și vecior, ceata feșoarelor în ceruri, în rai. Deci, câtă cinstea are Dumnezeu care a făcut cerul și pământul față de un om putere care amănâncă verme ca moară. Și mirii, e acela care ne-a logodit pe noi mireasă din Dumnezeu cu botez, cum zice Apostol Pavel, că v-am logodit pe voi mireasă unui mirii fără de moarte. Și tare mi-e frică de voi să nu se zătecnească inimile voastre pe cum a evit satana în rai. Așa nemăritată să face mireasa lui Iisus în veci și veșor, că va dănțui în hora feșorului nemărzintă veciul în ceruri. Și a nemăritată să poate și mântui, dar multivieută sa, ca să ducă jugul căsătorii. Da. Și mai întâi să vă arăt cum trebuie să fie nunta, pentru ce se căsători. Adevărata nuntă creștină în condițiile ei canonice. O nuntă creștină are 11 reguli canonice și anume. Prima condiție canonică a unei nunți este să nu se ia neamuri în căsătorie. Prima condiție, să nu se ia neamuri în căsătorie. Arborile genealogice a unei familii se împarte în 5. În rudenii suitoare, adică tata, bunicul, străbunicul, răstrăbunicul, tata, fiul, nepotul, strănepotul, răstrănepotul. Asta suitoare și pogorătoare. Așa nu se poluă în căsătorii la infinit, din cauza imposibilității de vriste. Ar avea voi răstrăbunicul să ia pe răstrănepotul, dar unul trebuie să fie de 170 de ani, unul de 30 ani. Vezi că nu se poluă. Al doilea rudenii care face cruce cu șaude, asta e așa suitoare. Al doilea conlaterale care face cruce. Da. Sunt rudenii din latul, conlaterale. Aceasta e așa? Da. Tata, mama, fiica, adică fata, sora sau fratele, vărul 1, vărul 2, vărul 3. Ăsta nu dezeagă spița de rudenii, pravila bisericii, până la spița a 8-a. Mama cu tata e spița 1, că s-o întrup și-o în suflet.
Frate sunt în spița a doua, că-s două naște. Unchiul cu nepotul, e spița a trei. Vărul drept, e spița a patru. Vărul doilea, e spița a șase, că două spițe. Al doilea. Da. Aici nu se pola în căsătorie niciodată, că spița a șase. Biserica de Deagă, inclusiv spița a șaptea, la a optălea, verii al treilea se pola în căsătorie. Că spița a opta. Rudenile din coscrie, unii două și trei neam unii în altul, nu se pot lua până la spița așa. Rudenile din Dumnezeu cu botez, până la spița opt. Nu poate lua în altul pișina, care o botezată sau cununată. Da. Nici pe fata finii, nici pe nepoata finii. Și de abia pe strănepoata finii o poate lua. Aceea sunt de spița 8. Iar rudenile spirituale sunt mai mari decât cele de sânii. Nânașul care te-a bolizat cu nânașa, mai mare rudenii puțin decât tatu și mata. Cazionescu. De aceea să nu-i uitați la rugăciune cât îți trăi voi. Dacă îți vii, îi puneți la vii. Da. Dacă îți mori, la mori. Că e rudenii spirituale. Prin preotul de sat care are darul Dumnezeu și prin nânaș, tu ai devenit Fiul Lui Dumnezeu după Adam. Ai primit darul fierii al punerii de fiul. El a zis credul pentru tine, el a mădurise dreapta, el trebuie să nu te îmbrasă la bot. De rudenia după Duh e cea mai mare decât cea de trup. Da. Și dânașul, ca rudenie spirituală, e mare decât tata și mama care te-a născut. Așa arată prea. Deci n-ai voie să iei în căsătorie nici rudenie suitoare, nici povărătoare, nici colaterare, nici din botez până la 8-a spită, nici de fiatul adoptiv până la spița a 5, nici de cuscrie până la spița a 5. Așa-ta-i condiția întâi anunță să nu se ia rudenie în felul ăsta. Preotul dator la fiecare biserică se declare nunțele din comună pe ușa bisericii, cu aviz. Iată așa scrie, vin când au seii doi tine, Ion cu cutare, Vasile cu cutare. Ei întâi trebuie să prezinte la preotul bisericii. Părinte, eu mă căsătoresc. Băi băiete, a cui e fata ei? A cutare. Scrie preotul. Tu cui ești? A cutare. Fata a cutare. Dacă zicem acum mai câșlegele de toamnă, s-au anunțat 16, 20, 30 de nume, dacă e comunul mare, 50. Preotul are toate scrie. Se le pui pe ușa bisericii și aviz. Că mie nu am la biserică. Anunț, aviz. Atențiune. Avizăm nunțele care urmează să facem comuna noastră. Ioana lui Tanaz ia pe Maria lui Frunze. George al locutar ia pe Ioana lui Cotar. E datoria. Da. Și acest aviz se face cu o lună de zile înainte de a fi nunta sau și mai mult. Pentru ce? Ca preotul să fie ajutat de popor. Nu cumva din greșeală să cunune o nuntă de neamuri. Că nu mai poate fi fiul. Da. Deci mi-a dat sau în altă. Oamenii vine la biserică, uite mă, să mări pe cutare, să însoare cutare. A cui? Fuge la preot, părinte, să nu-i cunun. Asta e nepoata cutare, asta e vară cu cutare. Oamenii se cunosc din comun de preot, nu-i poate fi pe tăr, care e neamuri. Deci asta e scopul avizului, care se pune pe ușa bisericii înainte de a se căsători. De să face nunță. Da. Așa asta e datoria preotului. Și asta e prima condiție a nunței canone. Să nu se ia neamuri, să fie anunțate nunțele prin afiș pe ușa bisericii. A doua condiție a nunței canone este așa asta. Să se învoiască tineri la nuntă. Mare păcat fac părinții care dau copiii după cine nu ne plac. Îi spune fete, ai să duci după cutare, că e bogat și are avere. Fete, nu-i place. Sau tu mai băi, dar și iei pe cutare. Are avere, tați, o dă pentru avere. El discute, că ascultă de părinți, se rușanează, și o ia, dar nu-i place turmă. Sau ei nu-i place pe el. Și mai încolo se despace tot păcatul, tot blestemul cade pe părinți. Deci o regulă canonică se ia de dragoste. A treia regulă canonică, nu-i de ajuns să-mi face tine. Trebuie să-mi voiască părinți. Degeaba să împacă ei, că nu-i taină anunță, dacă nu părinții cald de comun acord. Da.
Atunci, Doamne, de o taină nunta, când se împacă tinerii și părinții o să împacă și ei. Treaba că, măi, dacă se plac, lasă ei. Că dacă nu se împacă părinții, nu-ți poate face nunta. Da. Nu dă voi cam. Deci, iată treilea regulă canonică. Întâi, este să nu se ia neamul. A doilea să placă tinerii. A treilea să învoiască părinții. A patra rânduială canonică, anunț. Este așa metodă. Știi tu când trebuie să însoare băietul și să mărete fata, după rânduiala canonică. Când e băietul de 16 ani și fata de 13 ani. Așa spun canonică. Și o vadă cu mine. Dar deși, zice Sfântul Ioan Gurdeaur, de mici căsătorii spirii, ca să și impe și o zi până la munt, cum i-a făcut mama lor. Ca până mai este Doamne ajută, dacă eu stricat. Deci se face logodna și nunta când e băietul de 15 ani și fata de 13 ani. Acum statul dă voie când e fata de 16 ani. Și tânărul să fie de 18 ani, că după legile de asta. Și nu-i prea târziu, e bun și așa. Dar după legile canonice vechi ale bisericii, când era băietul de 15 ani, îl însura. Și fata de 13 ani. Dar logodna pe atunci se făcea o dată cu nunta. Cum se face acum? Se face cu un an înainte. Se logodesc, schimbau inelii cu preotul logodna, la fel cum se face asta. Dar tânărul nu mai avea voie să intre în casa logodnice de când s-a logodit până la comunie. Nici el nu se ducea la mână, pentru a se păzi în viață curată. Asta e a patra regulă a nunții canonice, a cincea regulă a nunții canonice. Este cu o săptămână mai înainte de nuntă, tânărul care a vorbit cu o fată o să ia în căsătorie și s-a hotărât și el s-a învoit și părinții lor, e să meargă la spăvăduit la duhovnicul lor din sat. Să măturisați ca amândoi din mica copilării. Asta e regula a cincea. Regula a șasea, în ziua când ar să fie nunta, când s-a hotărât de ambele părți, este să meargă la biserică socrii mari, care-s părinții băieți, și socrii mici, care-s părinții fete. La dumnezeiasca liturghie să asculte împreună, socrul mare stă de-a dreapta mirelui, a băiatului lui, și socrul mic de-a dreapta mirelui, de-a stânga mirelui, a fetei lui. Să ascultă cu tătă dumnezeiasca liturghie până la cap. Împreună cu cununima, care am să cununim, nănașă de cununim. Regula a șaptea canonică. În ziua când au să se cunune tinere, dacă preotul i-a găsit curat de la spovedanie și n-au impedimente canonice, trebuie să împărtășească cu Sfintele spre curatele taine a lui Iisus Hristos. Regula a opta. După aceea să împărtășesc să face cununie la terminarea liturghiei. Iar preotul, dacă o găsește la mărturisire cu unul din ei, o căzut după la cununie, cununia nu se mai pune pe cap în veac, că biserica nu cununează prea curva. O, Doamne, dacă s-ar face după regula bisericii, bine ar fi. Când i-ar pune cununia, nu mai milu și mirese nu. Ar ști, sau nu mai mirese și lui nu. Pentru biserica ar ști că e cu musca pe cășul. Și n-a păzut curățenia până la căsătorie. Măcar de rușinea omul și-ar păzut viața curată până la căsătorie. Da. Ei trebuie să ia în căsătorie creșorienici cum i-a făcut mama lor, fiindcă biserica lui Hristos este vicioară, este mireasa lui Hristos curată și prea sfânt. Și-ar trebui să fie și ei. Că Marele Apostol Pavel zice, taina aceasta mare este, de nuntă zice. Da. Nu numai pe taină, zice el, iar eu zic vouă în Hristos și în biserică. Când m-am cunut la oficial la sfat. Te-ai dus și-a luat o vacă. Și-a trebuit un bilet pe vacă, pe scroavă. Atât avea o rea de așa. Și ăla e pentru stat, nu? Da. M-a dus să cumpăr o vacă, trebuie un bilet. Iau o iapă, să iau un porc. Atât, ca cel înalt oficial. Dar nici cum taina, taina biserică se face. Pavel spune, iar eu zic vă un Hristos și un biserică. Vine la mică, e cu una fui de aici, că și-a necununat, n-ai voie să-l îngroși și mite. Nu-i primite nici rugăciunea lui, nici lumânarea, nici prescura, nici nu ai voie să primești din casă.
nici să te alămasă cu dânsul, nici să vorbești. Atât de mare păcat să iei micununa. N-avem noi prea veleșă, deci ține minte, regula a șaptea e, dacă cumva preotul ai găsit pe amândoi necurat, nu pune cununia. Nici la unul. Că am auzit o nebunie, mă, că preotul să pun cununia și la a doua nu. Unde a găsit? Asta e o nebunie extraordinară. Să vii la mine, se arăși și spune, sunt eu angurii de aur, facă păcat de moarte. Că biserica, tu știi de ce e încununează, atunci pe mine și lumineață. Că au birui patimile trupului și a trăit în feciorii până la căsătul. Da. S-a încununat bunoare pe vremuri Ferdinand, că a făcut România mare. S-a încununat Carlo I, a scos independența de sutur. S-a încununat și gavii romii, faraonii, napoleonii, Franțe, împărață, țarii ruși, că a făcut mare zbând, a făcut mare. Și țara recunoscătoare e încununat. Cununie de a ridica la un ram mare. Așa Biserica lui Iisus încununează pe acești tine care a fost stăpâni pe ei și a dus viața în feciorie și curățenie până la noi. Dacă nu-s curat, nu îi le pune cununie. S-a făcut de bajocul. Se iau în necurăție și toată viața au de suferit. Pentru că nu s-a luptat, ducă viața din frânare până la căsătorie. Și asta e regula a șaptea. Regula a opta. Nunta nu se face cu nunta. Nunta nu se face cu nunta. Și caută de acolo taina lui Hristos. Dacă ar trebui să pune un lăutar, că doare nunta, e una din cele șapte taine. Ar trebui când te spăvăduie să-ți cânte la urechi cu țăgane. Sau când te împărțește, să spui lăutar. Sau când păi sunt un altul cu lăutar. Și de tot e taină și una și altă. Și caută de acolo taina lui Hristos. Că nunta nu se face cu lăutar. Niciodată. Da. Absolut. Nunta nu se face. Lăutarea nuntă sunt preoți și dascăle biserici. Cum să facă nunta fără lăutar? Iată cum arată în Hristos aici. Sunt un Nicodim Maghioritul, lui de la Sfântul Ioan Gură de Aur. Preotul după ce a cununat, dacă are mai multe nunți, care i-a cununat odată, la o nuntă trimite un dascăl la lui sau un cântăreț. Să le citească cuvâna masă. La cei care se duc și el merge milile cu mireasa, așa rânduiala, cu cununele pe cap de la biserică până acasă. Îi simt că i-a încurunat biserica azi, a luat cea mai mare taină de a fi împreună toată viața. Cununele se iau la masa de cununii, după ce stau la masă. Când ajung la masă, masa de cununii trebuie să fie pregătită când a ajuns preotul și vine cu dasul cântând până la casa unde e masa de cununii. Cu cântărețe biserici. Când a ajuns preotul, pe masă îi pus tot, mâncarea, băutura tot. Pune pe mire și zică tatăl nostru, sau pe dascul lui. Preotul blagoslovește masă cum blagoslovim noi la mănăstire, ai văzut? Da. Stau la masă. La masă nu-i voie să ia decât trei pahare de vin la masa de cununie. Dar spune un vețăva, păi dar eu îl fac din mata de cer și ne-a lungi. Oho, trebuie că spune și măsura lui. Sfântul Teodor Studnic. Iar paharul să nu ia mai mult de 4 uncii. Uncia romană are 8 grame, 4 ori 8, 32 de grame, e ca așa de rachiu o leacă mai mare. Atât ai voie să bei la nuntă. 3 pahare de cerea. Să dau 3 feluri de mâncare la masa de cununie. După primul fel, preotul ia paharul în mână, mirile și mireasa iau pahare și socrii mari și nunii mari, toți. Și urează la tine viață lungă, sănătate, înțelegere, să le dea Dumnezeu copii frumoși, înțelegi, fericire în căsătorie și așa mai departe. Și gustă din pahar toți. Primul pahar după primul fel de mâncare, al doilea se ia după al doilea fel de mâncare și al treilea după a treilea fel. Și la urmă preotul este o rugăciune că să-i ridică cununii. Ia cununiile. Și ei sărută mâna preotului și cununiile lor. Bărbatul să nu sărută cununia care a purtat-o el pe cap, femeia asta aia. Asta este simbolul sfânt al bisericii care a fost și odată în viață. Mire și mireasă! Da. Al bisericii lui Hristos. Și pe urmă preotul ține o mică cuvântare pentru cei cununați. Și dacă are și alte nu-ți duce și la alte nu-ți.
și se ridică masa de comunie, zicând dascul, mulțumim ție, Hristoasă, mulțumim. Da. Preotul vine, este cuvântat și ne hrănește pe noi din darul celui bogat cernă. Așa se face la masa de comunie. Așa, frate, asta e regula a 8-a, regula a 9-a. Trei zile și trei nunți sunt pe unul mili cu mereasa. Fiindcă în ziua nunții au luat două taine. Și dumnezeiască împărtășanie și cununia. Să-ți fie curat trei zile și trei nunți. Și pentru mai mare siguranță, mili doarme trei nunți. Stă cu tatăl său. Trei zile și trei nunți. Iar mereasa cu mama sa trei zile trei nunți. Ca să fie curat după cununii trei zile și trei nunți. Regula 10 anunță canonice. La 8 zile după anunță, tinerii trebuie să ducă la preot de facă de legarea zise a cununii, adică o rugăciune de iertare și de ajutor în viață. Și la 4 zile, iară știți, este o rânduială care se citește la cei cununați. Dacă nu se face, da, trebuie să o fac. Regula, asta e a 10-a, regula a 11-a anunțe canonice, toată viața lor, miile și mireasa, soțul și soția. Crezi că e o destrăbălare de a-mi trăiască ca foșă și ca câine și ca dobitoașă. Oameni după chipul și asemănarea mea. V-am spus, n-au voie să împreună decât marța și fără. Ziua începe de la mezonoapte. De luni seara înspre marți până marți seara înspre mezi. La fel și fără. Pentru nașterea de copii și pentru mulțirea neamă în Dumnezeu. Lunea v-am spus că ține curățenia pentru îngerii păzitori și pentru sănata. Miercurea și vinerea pentru preasfintele și înfricoșatele patru. Ale Domnului Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, sâmbăta pentru Sfânta Maică Domnului și pomenirea morților noștri, ia duminica pentru preaslăvită învierea lui Iisus Hristos. Pentru că nunta, frate, este rădășina firii omenești, sau ce spune Marele Apostol Pavel, dacă rădășina e sfântă, și ramurile vor fi sfânt. Iar dacă rădășina e sălbatică, dacă nunta s-a făcut rău, și copiii care sunt nați din această nuntă, și divoți, îți tâmpiți, îți păcători, plecați pe patim, neascultători de părinți, tâmpiți la minte, obralnici și pătimați. Că cum e rădășina, așa și blastare. De aceea, așa este regul și ne reține, dacă vrei să te căsătorești, cu așa este regul să te căsătorești. Și din așa tipării de oameni care sunt în regulile astea, mare binecuvântare a Dumnezeu este asupra acestei familii. Să nasc copii sănătoși, frumoși, foarte înțelepți, foarte talentați, foarte blăjini, foarte credincioși, plini de darul lui Dumnezeu. Că să nasc dintr-o rădăcină sfântă, să simte sunt și ramă. Așa, frate, cum se numește de botez? Ioan. Frate Ioane, aceasta este rânduiala nunții creștine ortodoxe. Ea în rânduiala călugării e mult de vorbit. Nu v-am spus cele trei voturi, rânduiala călugării este o renunțare la toate. Da. Trebuie de toate ale lumii, iubești numai pe Hristos și ții cele trei voturi până la moarte, ascultarea, feșoria și sărăția de bunăvoie. Și oamenii desăvârșiți și drept supot face și în lume, dar mare luptă în lume. Foarte greu. N-ai povățuitor, n-ai pierdut pe nimeni și toți se îndeamnă numai la rău. Și dacă n-ai povățuitor, cum spune Scriptura, cei ce n-au povățuitor, calcă frunze. Că nimic să nu faci până sfat, că deci sfatul bun te va păzuri, cuștul drept te va apăra. Și iarăși deci, frate pe frate sfătuindu-se, sunt ca o cetate bine întemeiată și ca o împărăție nebiluită. Cei ce n-au sfătuitor, calcă frunze. Și Sfântul Casea. Cine vrea să mântuiască cu sfatul scălătoare? Oamenii în lume n-are și de sfatul. Pentru că se găsesc de vii care trebuie numai la rău. Iar la bine n-are și de sfatul. Deci aia mănăstire e o societate, e o familie domnicească, unde ai atâția care te ajută.
și îți dă pildă și cu viața și cu cuvântul și te încadrezi. E mult mai ușor ca să te formeze mănăstiri. Iar dacă rămâi în lume, nu trebuie să fii fără grijă. Că și în lume te mântuie, cum ți-am spus, dar trebuie multă grijă și atenție. Căsătoria are mare grijă. Este o carte prea bătrână și prea veche, ușa pocăinii, două veche. Da. Te părinte la Brașov în 1812. Deci atâta de 170 de ani, 80 de ani în urmă. Ai văzut ce spunea acolo? Când iad, părință blatămă pe copii. Când vorbim din cele 9 pedepse de iad. Și ce zic părință în iad, că n-ardă în focul cel vrednic? Blestemați să fiți voi fiilor, pentru voi am ajuns aici. Toată viața am mușit pentru voi. Întâi v-am crescut, v-am păzit de apă, de foc, de primejde, de toate. Apoi să vă fac rochiță, să vă fac hainuță cu tare, pe urmă să vă dau la școală, să vă porn la școală, să vă dau la școli înalte, pe urmă să mă asălesc, să vă iau cu fete de neam mare sau cu băieți de neam mare și gospodari mari, să vă fac casă, să vă cumpăr pământul, să fiți în cu lumea, să fiți vestiți ca gospodari, ca oameni. Și având noi grijă voastră, n-am avut când posti, când ne ruga, când merge la biserică și a face fapta bună. Ne-am grijă de voi. Grija noastră a fost că la niște idoli, ne-am chinat la voi. Să avem băieți pe lumea asta și aici. Și dacă nu ne-am grijă de mântuire, ne-au apucat vremea nemărturisit, ne pocăi și ardem în foc. Din cauza voastră că noi am avut grijă de voi, nu de mântuirea sufletului. Dar părinții după copiii după dreptate reciproc. Blasă-mă pe părinți. Blestemați să fiți voi în veci părinților. Că nu pentru noi ați ajuns voi și noi pentru voi. Că voi care ne-ați născut trebuia din fașă să ne învățați să zicem pe Dumnezeu, să știm rugăciuni, datul nostru, să facem cruce. Să ne învățați ce este poțul, ce este frica lui Dumnezeu, să ne păzăm de păcat ca lumina ochilor. Și apoi să ne citiți rugăciuni, să ne învățați să rugăm, să postim posturile, să fim milostiți, să ducem viață curată, să ne credeți în frica și iertarea Domnului. Când ne-ați văzut că greșim, să puneți mâna pe vargă, că varga și nu iau, o dau înțelepciunea, cum spune Scriptura. Iar copilul lăsat de capul lui va aduce scârbă și rușine părintele. Și ne-ați lăsat de capul nostru. Când am văzut că înjurăm și că copilul nu știe de văd că e deștept, înjură. Copilul nu merge la hori, dar joacă așa de frumos, dar merge la nunt, dar îndrălnesc, dar fumează, dar să vezi că e mai ceva decât celălalt. Și eu te are haine mai scumpă, că-i jambă, că-i cutare, și e mai ceva decât celălalt, și mai bătăuri decât celălalt, și mai deștept decât celălalt. Și voi ne-ați încurajat la păcat și v-a părut bine când ne-ați văzut că păcătuim. Și nu ne-ați luat atenția și n-ați pus mâna pe barjă să vă ne bateți, și ne țineți în frica și șertarea Domnului. Și am crescut ca niște sălbătășuni, ca niște oameni sălbate la voi și ne-am dus în fundul iadul împreună cu voi. Deci voi sunteți blestemați că nu ne-ați crescut în frica lui Dumnezeu și n-ați știut să creșteți copiii pe slava lui Dumnezeu. Să blastăm unii pe altă, dar altă în veșii veșii. De-acum ne scoate nimeni. Deci e, dacă s-a dat Dumnezeu copiii sau care îi trebuie seama, și mare datorie, cea mai imperioasă datorie ai să-i crești în frica și iertarea Domnului. Deci aceea nunta are mai mare obligație, mai grele decât călugării. Multe greutări, femei, copii, dăm la stat, alergătoriu, muncește, direcție, supravegherea lor, grijă, țâmpete, necazuri, hui, osteneală, grijă mare de a munci, de a face casă, de a aduna averi, câte se iubesc în legătură cu căsătorii. Dar o munce de ochi, așa, mă însor, mă mări, ca asta-i tot, dacă ar fi așa înaintea lui Dumnezeu, stai câte te așteaptă. A tu înveți că ne-ai intrat în glot, te-ai prea târziu. De aceea e bună și căsătoria, dar să știți în ce condiții, că e sfântă și căsătoria. Că mulți s-au mântuit și căsătoriți, îi drept, plătește și la unul și la altul. Dar să știi cum să fac căsătoria, că v-am spus regulile nunții creștine și cum să trăiască în viața creștină, dacă vrei să te mântuiești. Și